până am mult la fel, ne-am spătat de vreo două ori. Ăla cu 264 pe spate a avut de unde să aleagă ce-ți tragă. Nu mai putea să, hai să jucăm ceva. O să băgăm escantorile în zona asta, da? O să băgăm 268-4 pe partea asta cooldown. O să-l băgăm pe OV pe zona asta, o să-l băgăm paracunda pe partea dreapta noastră cu metile la snipe aici pe partea asta. Un escanter îmi avansează aici la turelă, îmi joacă frumos, da? Restul la snipe pe zona asta. Hai că stau pe loc să trec și OV. Hey, wake up! Medi în prima fază ochii pe OV, la ce spotează OV acolo. Dacă vine spotter în zona aia, instant să-i dați. Ia uitați, aveți țintă. Stați pe cealaltă parte. Fugiți cu mediile, fugiți cu mediile. A, nu pușează, dar au tancuri rapide. Fugiți cu mediile, fugiți cu mediile, acum fugiți cu mediile. Trebuie să fugi cu lete-ul. Da, știu. Dacă buschete cu lete-ul, da? La buschete cu lete-ul. Escankerul le poziție la turelă, da, să ne apărăm baza. Medi poziție de snipe. Schimbați flancul. Vreau vreo două medii să ducă pe partea asta, să rămână un escanker acolo pe zona aia. Unu-i fane. Singurul escanker vă aici. Mai vine un medi cu mine. Deci fane vreau spot acolo, da? Și aici rămâne un escanker azi, da? Hmm? Aici la unde... Da, rămâi acolo mulțumit. Ok. Spotul cum îl vrei? Îl vrei de aici, de pe canal, sau vrei să mă bag mai agresiv? Nu foarte agresiv. Că n-ai de ce deocamdată. How are ti? User joined your channel. Nu a trebuit nicio rupere. 140, 140. Hai băi, dați medile, partea asta, dați partea asta. Dacă hai că sunt toți aici, sunt toți aici. Pierdu. Mițulică, vii și cu partea asta. Să poți să dai partea asta la bază. Să rămână neapărat un mediu pe zona asta. Să retrag, cred. Sau vor să facă puși pe linia roșie? Nu, vor să relocheze, cred că pe partea asta. Bun. Vor să bage 264 în față și o să facă rush. Relocați-vă pe partea asta, rapid. Pe partea asta vreau tancuri, vreau tancuri multe aici. Vor să bage 264 în față și o să facă rush pe aici. Asta vor să facă. Dar rămânem vreun mediu aici în spate sau nu? Deci ori să facă zi derdeluși în fața lor. Grijă mare. Neapărat dați cu șenile blocații. Permisiuni de spot pe deal. Aici. User left your channel. Ochii și pe OV. Ar putea să ne închid aici și să facă cap alin. Își lua și asta mă tocat. Uitați. Deci rămâneți toate tancurile aici că iau tot setup-ul. Mi-e frică că după aia o să pierdem flancul, da? Hai să pice la cu 300. Să pice la cu 300. Focus pe la cu 300. 300, e șenilat. V-am spus că o să bage 264. Bun, 500.
Hai băieți, ăla cu 200, ăla cu 200. Ăla cu 200, bun. Rupeți-i din lateral. Rupeți-i, hai că i-a blocat bine un video acolo. Dați, rupeți-i din lateral. V-am spus că o să facă derdeluș în fața lor. Te șef. Hai să pice la 264, primul. Toată lumea este primul. O să spoteze artileriile. Bun. Next. Focus pe ăla cu 600 de fața lui Mișu. Pică ăla. Hai că-l flanchează pe Mișu. Dați suport lui Mișu, dați mediile la jos. Două medii one shot. Și ia celălalt. GG, băieți, impecabil. Pică mizeria, atât de șei doi. Object one shot. Bravo. Finally. Hai, rush pe ei, băieți, GG băieți, asta e meta. Mișule, ți-am salvat viața, frate. Ce să dai o bere? O bie de gol. Am mount 13905. Vorba aia, dați de cu șenilă, nu le dați damage. TRP-ul ăla scurcat de șenile. Cum vreau să am dat șenilă? Te dai băi șenilă, bă, ratatul. Ia să te coloc acolo. Stânga. Ai dat bounce? Oh, lutai. Tone type? What the fuck? Nu știu, bun? Ce mă? Are avut la asta. Avea type pentru reset, mă. N-au pasta, nu te-ai de type. Asta, da. Așa a ajuns pe X-a, mă, bă, puțin moral, dracu, că ne-au luat. Și-l luat. L-au băgat la mișto, mă, ce-o fi zis. Stai, mă, să fac mișto de ei, dacă vin la cap să aibă mata hala aia. Dar chiar halul ăsta să ajungă pe XAU să bage type pe Murovan ca la bază? L-au băgat la mișto, spune-l, l-au mișto, au făcut Caterin. Și și-au luat-o de... i-au usturat în găoază. Bă, dar fii atent, i-am tras 5 dinguri la rând cu shoot și al 6-lea când l-am prendat i-am dat blow-up. Acum o ții din ăla, știi, report. O să zic că te-ai enervat că nu penetrezi, că ai înțelat modurile și ai dat-o așa. Puturi de legale. Alu, bine că am bătut și noi, dragă, că eram ca tapuie, auzi. Și așa era să-mi fac breton la vene. Ce s-au gândit ei, frate, să facă Sanie? Noroc că m-am gândit că asta vor, știam că asta vor să facă. Da, să știi că eu eram cu light-ul acolo, eram cu iepure, cu top morcov în cur. Și cu top iepure. Și cu grădină. Asta chiar bine ai gândit. Îmi place că au 7 tankuri cu 0 damage. Să vedem acum, Alin, cum le preluăm, că noi da, o să trebuiască să ducem și asta. 7 tankuri, frate. Bă, frate, dar voi vă dați seama că ei cu 80-urile alea câte D-uri au dat pus acolo și erau decât 2 tankuri și noi i-am zăpătit, ei n-au putut aproape nimic. Nu vedeți, au 5 TD-uri cu 0 damage. Păi da, mă, obidu, pentru că i-au pușat și n-au avut nici să pușeze, mi-le dădeam în operal. Păi mi-au dat aproape 4.000. Aproape 4.000 am luat de la TD-uri dinguri. Dă-s-ai clan românesc, mă?